Ei bine, acest document este dovada că prin cabinetul notarial al Ioanei Băsescu, care s-a deplasat personal la sediul RCS RDS, treceau diverse contracte. Acesta este doar unul dintre cele pe care notarul Ioana Băsescu le parafa cu firma despre care vorbim. Avem mult mai multe alte documente. 28.000 de euro este onorariul doar pentru această părticică mică din... Aia citesc și eu acolo. Deci, practic, sunt 1.250.000.000 vechi. Adică 125 de mii de lei noi. Da. Exact. Și-a încasat dintr-o autentificare, doamna notar. Da? Din care și-a luat... o parte, nu știu ce, cu ordin de plată. Da. 50 de depinde ce au identificat. Și mai avem multe alte contracte similare, deși erau realizate în diverse județe ale României, tranzacțiile cu pricina, ele treceau, ce să vezi, prin cabinetul notarial de aici, din Pipera, făcut cadou de Popoviciu, al prieten al lui Băsescu. Da, și Popoviciu își făcea acolo și pentru când au făcut ele operațiunile cu Ikea, operațiuni care presupun că au însemnat niște bani mulți și atunci și onorariu mare, tot Ioana Băsescu. Deci Ioana Băsescu era notar de casă, domnule Pleșoianu, al firmei cu pricina, dar altfel, ce să vezi, nimeni nu știa pe nimeni. Da. Fără ca domnul Băsescu să aibă vreodată vreo legătură cu domnul Tesari. Și legătură, dar bănetul, adică ăla este... Da. Deci pe toate țevile, ca să un zic mormânel. Așa... Pe toate mormânel aici, n-a totuși. N-a zis domnul Băsescu aseară și să domnul Tricot foarte bine să facă bani pentru familie, nu? Da. Păi aș făcut. Ați uitat de țevile cu gaz. Țevile cu gaz? Deci... De la Niș Petroleum, exact. Mă rog, bun, și atunci petrol, a fost aceeași chestie. Nu, dar repet, chiar nu suntem cretini. Cum adică domnul Pricop, ginerele domnului Băsescu, este avocatul domnului Bendei. Da. Domnul Bendei face un denunț împotriva domnului Alexandrescu. Vorbește la telefon cu domnul Tesari. Domnul Tesari spune că cine exact atunci, cu o zi înainte, s-a întâlnit cu Traian și cu Răducu. Să mai amintim că de prin 2009 spun cine? Procurorii DNA când? Astăzi, în 2009, în iulie, domnul Giovanni, care era cu domnișoara Ioana pe vremea aia, ia 2.500.000 de lei de la RCSRDS și bagă unde? În campania lui Traian Băsescu. Pentru că ulterior, în plină campania lui Traian Băsescu, în octombrie 2009, domnul Giovanni să ia 4.000.000 de euro de la RCSRDS pe o afacere care abia obținuse licența CNA, nici măcar nu era un canal de televiziune. Și pe care nu mai știe nimeni în ce i-a băgat. Că eu cred că nu i-a băgat și pe aia 4.000.000 pe undeva. Cine? Francesco ăsta, cine? Și foarte importantă informația din această seară, Ioana Băsescu, notar de casă al celor de la RCS RDS, încasează sume importante pentru tot felul de tranzacții parafate în cabinetul său. Aceasta este doar una dintre ele. Sunt multe altele, repet, inclusiv în colțuri ale României, unde nu te-ai fi gândit că bate puterea de acoperire a cabinetului notarial din Pipera al doamnei Băsescu. La nimic din toate acestea, doamnelor și domnilor, iartă-mă, Adina, e o informație importantă venită tot pe cale oficială de la RCS RDS printr-un comunicat de presă. La nimic nu va răspunde grupul. La nimic. A răspuns doar domnul Tesari la chestiunea legată de Nea Traian și de Răducu. Toate celelalte... suspiciuni, iată, unele dintre ele consfințite prin probe în acuzații cu caracter penal. Să înțeleg atunci că avem niște suspiciuni rezonabile aici? Par niște indicii temeinice. Unele dintre ele chiar foarte temeinice. Vă mulțumesc!